Sile. Am și eu o vorbă cu tine. Te-o dreac, deci că ești beat. Sunt beat, știi? Vreau să zic și eu ceva. Ce ai tu cu frățiorul meu? Ha? Zi-mi. Bă, cum poți, mă, tu să mă întrebi așa ceva? Ce-a făcut, mă? Zi și mie ce-a făcut. Ce-a făcut? Bă! Frate, tu a violat-o pe sora mea. Eu nu vreau să te supăr. Jur că nu vreau să te supăr. Dar ești și tu bărbat. Știi și tu cum e să te duci la femei. Frate, numai respectul pe care l-am pentru Don mă face acum să nu te... să nu te umplu de sânge, mă. Mai gândește-te, Sile. Toarnă acolo. Te doare? Deci pe spate. Ce sânge? Nu meritai, mă, să te ajut. Nu meritai. Că de câte ori m-ai bătut tu pe mine și de câte ori m-a durut, chiar nu meritai să te ajut. Regina, am greșit de foarte multe ori față de tine. Dar să știi că eu țin foarte mult la tine. Sigur nu vrei să mănânci nimic? Eu mă duc că poate are de nevoie de mine. Te-ai dus la el? De ce? Pentru că e un om care am trăit toată viața de aia. Da? Bine. Bine, eu sunt. Ce faci? Fac clătite. Ce putute să mai sunt, fă? Mă să zic. Vino, mă, acasă. Vino să ne creștem copilul împreună. Ce copil? Ești nebună? Fără tata. La mine doare mie, mi se moaie picioarele. Știi, mă, că eu te iubesc pe tine mult de tot. Fă-ți bagajele că viu o să te iau acum, nu? Adică pregătește că fă-ți bagajele că viu o să te iau mâine. Unde să mă iei? Cum unde faci să fii fericit, ce dracu, hai! Gata! Ia, dracu, domnule, așa o treabă ca asta, Stivănică, ești pe drum, Stivănică, asta e o treabă extraordinară. Unde să ai ele? Foarte frumoasă, mă! Ce faci, mă? Minătorul, îmi pocnește inima de fericire, Minătorul! Îmi pocnește inima de fericire, Minătorul! Cum am văzut, mă? Ce faci, mă? Copilașul nostru abia aștept să-l strâng în brațe. Lasă-vă, lasă-se să se nască și o să-l strângi în brațe. O să se nască. Da, mă. Ai vorbit cu tăticul? Nu, n-am vorbit. Ce să vorbesc? Nu-i să vorbesc. Păi, când ai venit aici, nu l-ai văzut? Păi, nu l-am văzut, dar era afară numai ăla mica ta. Dar las că vorbesc eu și cu el, stai liniștit. Cine mă, babi? Da. Bulibașii ne-am adunat aici ca să dăm o lecție de învățătură lui Violatorul. Ca niminea și niciodată să nu mai facă așa ceva la noi în țigănie. Onoarea fetei va fi plătită de domn Lucianu cu 500 de galbeni, iar Armando va fi, ca exemplu pentru toată țigănimea, biciuit cu 100 de lovituri. Ce-ai zis, 100? Da. Știi ce înseamnă 100? Știți, mă, ce înseamnă 100? Poate să moară. Fiecare cu câte zile l-a lăsat Dumnezeu, domnul. Așa e! Ce-ai făcut de speriat așa? Ce? Mă, ce? Du-te, mă, de aici, mă, că ăla îi spune lui tăticu, mă, și tăticu e cu turbarea pării. Păi el acum, când aude de tine, te rog eu... Dar de ce-ți fii cu turbarea pe el? Păi eu sunt bărbatul tău, de ce-ți fii cu turbarea pe el? Da, mă, dar el nu mai înțelege asta, mă, acum. Și e supărat că eu sunt gravidă din cauza ta și vrea să mă dea la unul de șatră să mă mărește. La cine vrea să te dea, la omoră, la omoră! Lasă frăjeala, te rog eu frumos, du-te repede de aici. Hai, lasă pupatul, hai, du-te. Te caut eu, mă, când o să pot. Minotorul, ce? Nu mă mai iubești? Te cauți pe aici, bă, neobrazatule, bă. Păi nu te chemă rușine, mă, cu mare. Păi am venit la nevasta și la copilul meu. Ia uite. Ia să ne jocăm noi acum o joacă. Tu ești hoțul și noi suntem gardiștii, da? Ia! Câți galbeni mi-ați cerut? 500. Da, 1500 dacă îl scăpați de bici. Fără bice nu se poate, domnul Lucianu. Dacă nu-l doare acum, mâine o să violeze din nou. Așa e. Și să te rogi la măiculița domnului în fiecare zi, că oamenii ăștia nu te-au alungat de aici. Că noi așa am vrut. Dar bulibașa Relu a zis că ai fost om cu ei. Ce-i? Zi! Nimic. De ce minți? Ai putea să-mi spui, te-aș putea ajuta. Tu să mă ajuți pe mine? De când sunt oamenii pentru tine mai mult decât o fișă sau un raport? Când a fost ultima dată când tu te-ai interesat ce simt eu exact? Te interesează doar nenorocitul ăla de raport. Îmi pare foarte rău că tu nu înțelegi. Era o discuție de la om la om. De când există oameni în agenție? și împușca pe toți. Dau 3000! E prea mult 100 de bice. Oricât de mult ne dorim răzbunarea, nu vrem să facem moarte de om. Și tu, cu câte bici ai fi mulțumit, mă, băiatule? 20. Și rușinea pe care o trăiește acum e de ajuns. Am hotărât. Onoarea fetei va fi plătită de domnul Lucianu cu 500 de galbeni și Armando va primi 20 de lovituri de bici. Prințule, ia biciu. Ia-mă biciu. Și Elvis. Davide, vino încoace. Vino încoace și ia biciu. Hai, duceți. Tată, fă ceva, tată! Nu lăsa să ne oare! Nu lăsa! Gata, gata, stai aici! Armando! Am făcut ce trebuia să facem. Acum o să se ducă vestea că cine s-o mai lua de fetele cinstite, mai rău o să pățească. Ulibașilor, s-a făcut dreptate în ceatra fierarilor. Acum intrați în casa mea pentru un pahar. Hai! Ne aurică cinstea și onoarea lui matale. Mulțumesc. Dumnezeu să-ți dea sănătate. O să am grijă de tine și de sora ta. Câte zile are? Doar din respect pentru tine am făcut-o, doar. Îl ducem în casă! Gata, gata! Spuneți că îl ducem în casă, Gorgon! Îl ducem în casă, Nimai! Armando! Uite ce mi-a făcut! Armando! Dă-te la mine, dă-te la mine, Armando. Ești un polițist al dracului de voi. Am avut o mamă foarte bună. Nu-mi place deloc când îmi spui mama. Așa ne-au învățat în școală. Tu m-ai crescut, tu m-ai educat, tu m-ai șters la fund, tu mi-ai pus arma în mână, nu? Tu chiar nu pricepi? Aș fi putut să te torci de 15.000 de ori până acum. Erai terminat. Pe bune, deci am avut informații pe care puteam să le raportez și totuși nu am făcut-o. Chiar nu înțelegi? De ce n-ai făcut-o? Pentru că... Răspunde. Adevărul. Cum te-am învățat în școală. N-are importanță. Te-a pus șeful să te dai la mine? Ți-ai spus? Faci o mare greșeală dacă o să crezi tâmpenia asta. Pac, Stiven! Pac, pac, Stiven! Pac! Pac, Stiven! Gata, ești bun! Minodorul, da. De ce? Ce e asta? Ce? Mă gândesc de tot, tăticul, mă, să crede copilul. Tăticule, lasă-l în pace, te rog frumos, că el a venit la mine și la copilașul lui. Care copilaș, fă? Afară de mine niciun copilaș. Ăsta din burta mea, tăticule. Copilașii nu e burtă, copilașii aduce baza. Da? Ia. Ia. Ia, hai că m-am plictisit. Hai, băieți. Aruncați-a mine alea. Ia luați-l forbos și faceți ca oamenii mari. Asta știi? Ești tare cu bodyguard, știi? Cu bodyguard ești tare, dar așa știi? Dă-i, fetiță. Menodora, Menodora. Nu mai plângea. Nu mai plângea, că rup inima. Dar e omul meu! Fă, omul tău e omul meu. A fost Stiven. Omul tău o să fie omul care eu o să ți-l aduc ție. Da? Concluzia asta o să te oprească din plâns. Hai. Gata, fecatule, luăm o pauză. Ia. Eu sunt caragios? Râzi de pantalonii mei? Nu te mai îmbrăca așa, mă, tăticule. Bine, o să-i dau jos. Să ne ocupăm de lucruri serioase. Ce faci, facilea? Am venit să... Ce? Ia, ăștia-și duște calcă dateluța la tine în camera acolo. Sau te miști de acolo până nu vin eu. Plânge ăla micu și tu stai aici? Nu e nevoie de tine, du-te la el. Numai din cauza ei sunt așa. Ea m-a provocat. Cine, mă? Zi-mă că o mor. Zi-mă că o calc în picioare, iau că tu să mor eu, dacă nu... Vino. Hai te rog eu, ia o pauză, tata. Îmi dă-mă, tata, dar nu vezi că era să-l omoare ăștia. Da, da, ești obosit. Hai, te rog eu. Tu ce-i faci, fă, acolo? Ca să nu se infecteze, dar cu... Cum îi zice, cu vreți să chem un doctor? Nu, nu. N-ai nici pe dracu. Ai terminat, Regina? Mai am un pic. Ai terminat, îți spun eu. Au bătut ăștia, a? Rău de tot. La sânge, mă. Good morning. Că eu te omor, mă. Da. Da, te lasă-l în pace, te rog. Pași din gura. Nu, nu lasă-l în pace. Te rog, eu mor.